v-am găsit! Vă mulțumim, dragi părinți! Împreună cu copilașii dumneavoastră, cu tineri și adolescenții, reușim să facem momente speciale pentru dumneavoastră, dragi părinți, și astăzi cu atât mai mult pentru părintele, că este și ziua lui de naștere. Poate ca și lăstarea ale neamului românesc, să uităm de Mihai Eminescu, să uităm de Ion Creangă. Și împreună astăzi, pentru că ei au fost doi prieteni foarte buni, împreună astăzi o să îi comemorăm, o să îi elogiem, așa cum știm noi mai bine, prin poezie, printr-o scenetă, printr-un cântec, astfel încât în sufletele copilașilor noștri să rămână puțin din bogăția neamului nostru. Dragă părinte, nu știu dacă ai înțeles și am pregătit noi în taină de 2 săptămâni. Noi ne-am străduit. Cred că și slujba de astăzi a fost tot în colaborare cu voi, mă gândesc. Am să duc foarte mult să organizăm această șezătoare literară din noi, așa au știut copii. Ne-am povestit ce înseamnă o șezătoare la sat, dar a noastră este literară, pentru că vorbim de doi mari scriitori români. Și sperăm să reușim să vă aducem și pe dumneavoastră în atmosfera noastră, a satului românesc, a satului cu Mureștean, în primul rând, și să fiți mulțumiți de toată jertfa cu care i-ați adus la repetiții, la prove, în taină, după ore, cum am putut și noi. Eu vă mulțumesc pentru aceasta și cu acordul dumneavoastră, eu zic să încep. Iar clipele acestea, fericite ale copilării mele, sunt
va fi îndepărtată. Acum pot să mai văd întreaga viață, da? Dar când ar fi sufletului copilării mele. Astăzi zise limpădurea, bolți asupra fratelor, și eram la ea chemare și am ajuns în câmp râzând. Astăzi chiar de m-aș întoarce, a înțelege nu mai pot, unde ești copilărie, cu pădurea ta cu tot. Și dacă stele bate în lac, adâncul luminându-l, e ca durerea mea să-l fac, înțelegându-l când. Și dacă norii deși se duc, de iese în luciul luna, e ca minte să-mi aduc pe tine întotdeauna. Thank you.
sărit pe o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de nu s-a stins în lume, îndepărtării albastre. Iar mântării ei, abia acum, lucirile noastre. Icoana stele cea lumit, în cer pe cer să suie, era pe când nu s-a zărit. Al omenesc și lume. Yeah.
gospodar tot unul și unul, care știu am gândit ora, dar și subiecta. De voi este satul de batale, în toate părțile. Poftiți, poftiți, bădie eu! Sară, bună sară! Sară, sară! Stau câteodată și mai duc aminte ce vrem și ce oameni mai erau din forțele noastre. Când început să mă ridica și eu trebăriță, Doamne, la casa părinților mei, casa părintească cu o școală în fond de cei legate de stăpânii, care se juca mânțele pe crepau, pe chiciul de cel cu mâine care ne țineam când am început a merge pe cucer, cu cuptiorele care mă ascundeam când ne jucam în băiță, parcă în sat și acum inima de apărie. Și Ioane, pe vremea mea ta, copiii mergea la școală. Oh, da, de asta s-a îngrijit părinții de Ioane, om vremi și cu bunătate. A umblat de casă în casă cu pădița Vasile, dascălui satului. De-a convins oamenii să-și dea o drasă la învățător. Și unde nu s-au adunat o grămadă de copii, prima școlăriță a fost chiar eu. Smara, o scârție de copii la ce trecea toți băieții din învățătură. Dar și din nebunie. A venit într-o zi un șpărinte la noi la școală, cu un scaun nou și lung, pe care l-a botezat Călul Bălan. Și în altă zi a fost pe moșpotea, cu jucanul satului, care ne-a lăsat un biciușor făcut din curele plătite, pe moșcătul Nicolae. Și a pus pe părința Vasile să numețe zilele săptămânii, iar să mătea să le fășidească. Adică să ne spulce și să ne sele cu cărbune toate greșelile. Și să poftim pe Călul Bălan, iar Sfântul Nicolae să ne mântuie pentru fie ce greșeală pe spate. Când am auzit eu una ca asta, ne-am îndrăzut. Numai smărănița a putut în rest. Și popa ce-a făcut? M-a chemat pe Călul Bălan de i-a făcut prima pocinotă. Plângea Esmeralda, le sărea cămeșa pe dumneavoastră. Mai știi, Ioane, când ai frații răi de la noi, când eu cu tata eram plecat la Chiu, la Cureni. Mie mi-a povestit că știu tot satul despre asta, că m-a strigat și noi pentru că ai dat mâna pe omului palancă la pământ. Nu-i vorba, pagba o plătit un Iosefan, dar și Elisia ai mâncat-o. Apoi, cu cireșul vă rău început, așa cum nu prea să vă seama. Dacă știi ce, nu mi-ar fi dat o mătușă, tare mai rău cu amăză. M-am furișat eu cu cireș și am părăbănit la cireș. Cum să nu iau, rud și poate. Și când eram prea mai mare, ia ca cum văd cu mătușa pe jocul. M-am spărit și am fugit, dar să ține aia, vănicești. Și am alergat pe el de-am dat toate cu mătușa. Și am rămas și fără cireș. Sara, a venit la noi acasă cu vorul meu în sat și cu unii basele. De la plătit tata la vorul. Mare rușine m-am privit, mai pasă de pe ochii cu flăcăriși cu pe mine, că mi se dusese totul de obraz. De parcă toate mă mărucepe să țineam de mine vremea aceea, că le făceam cu nevărită. Ce pasă copilului când mama și tata se gândesc la neajunsurile vieții? La ce poate să le aducă ziua de mâine? Copilul încălecat pe bățul său se crede că l-are pe un cal de cei mai strașnici. Care nu ne lăsați să dormim în zilele frumoase de vacanță? O știm noi, că ne-o povestim, mă mura. Vai, ce rușine pe capul dumneatale, bădie Ion. Despre dumneatale, Ion Creangă, adesea m-am auzit. De capra cu trăieri te-am povestit, de fata moșului frumoasă și bunite, de fata babei cearașe fără minte, de harapaldu, umbulița cu doi bani, găsită de cocoșul unui roman. Și multe alte bazme și povești pare pe care merită să le citești. Acum ne povestește, dragi amici, povestea cu păză de trei. Scoală-te, Ionică! Spală-te pe față! Iute-te, îmbracă! Haide de mănâncă! Altfel, mai băiete, pupă-te de spurcă! Pup, 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 sus! Pup, 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 pup! Abia e ora 6. Asta-i chin, nu viață! Pupă să mă scoală dis de dimineață! Când pup, 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 ea cântă întreaga vară!
Când somnul e mai dulce, pupă la mă scoală. Mama, când îmi vede până în Valența, o să văd că mâncarea mea a rășit în cumpă și se mânc. Ia că mică pleacă. Drumul lui ajunge la trei lucruri. Pupupu, aude tot la cuvință. Mică, urcă-te în cetișor, cu păzaua crescă pe culpușor, apoi zice tare mulțumit. Te-am găsit, Leliță, nu mai ai scăpare. O să te ascund acasă în podul cel mare. O să, n-o să mai mă scol tu dis de dimineață, o să simt în fine că sunt în vacanță. Ziua următoare vine pe Lelița anterioară, arătul șantei. Pare supărată, ba chiar frumos. Mama poftește ca să intre în casă. Auzi tu, cumnată dragă, ce vorbește lumea întreagă? Mică s-a apucat de curat, chiar și pupăza mi-a luat. Cine mai privește satul? Tare rău mai ai băiatul. Ce spui, dragă mărioară? Mică ăsta mă omoară, de-amu bine că am aflat, că ți-l iau eu la depănat. Auzind ce să pătească, Mică s-a urcat în pod, nu cu gând să o slăbărească, aseria ce-a rămânească și să o uite mi-a rămânească. De vânzare, găinușa aceea, măi băiete, de vânzare, moșule, și apoi cât ce pe dânză? Cât ce, cât scrie și dumneata că face. Ia dă-o la moșul să drămăluiască un pic. Ia că poți, mă, că am scăpat-o. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, de ce drumul tu i-ai dat? Să-mi plătești găina bine și pare că nu mai scap de mine. Stai un pic că ți-o plătesc. Vezi că mi-am plătut răbdarea. Stai să scapi în spinare. Lasă-l în pace, moșule, că-i fiul lui Ștefan, gospodarul mureștean. Când am auzit de tata, gura mi s-a umuiat. Fără să mai încerc răsplata, eu prin târg m-am furișat și am rupt-o la o fugă până am ajuns în sat. Frații lui au spus cu frică că întregul satul e supărat. Că din pricina lui Mică, până la mai închidat, când acesta le-a dat, se aude pe pământ. Sus, sus, pupăza! Să mai zică cineva că e Nică vinovat. Iată ca doua zi, mama putea o proști la trânsă cu mea ei, mai de care e între ei. Doamne, cum ne țică, dragă, cum se ceartă oamenii. Iar din mâncă toată, eram gata ne-nrășbit. Hai mai bine să mâncăm un pui fric și plăcințele și un vin bun să închinăm să uităm vorbele grele. Căci vorba proverbii, cele rele să se spele, cele bune să se lene. Vrajba dintre noi să piară și vinghină din ogoară. Cinci. Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată. Povestea adevărată, nu minciună gogonată, și altele multe am mai pățit și cu drag le-am povestit. Anii din copilărie totdeauna o să fie, anii mei cei mai frumoși, cei mai dași, mai luminoși. Voi copii să nu uitați anii aceștia minunați, până creșteți măricei, bucurați-vă de ei. Când tocmai așa a fost, dar ce-am mai pătimit-o din pricina cu păzei? Dar ce-o mai pătimit-o din pricina mea? Numai eu. Să fie eu, ce copilărie frumoasă ai avut, bine de fericiți. Dar mi-e tare că a făcut povestea cu soacrea ta cu trenul ăla. Care e o mai știință a fost? O știm noi. A fost la noi în sat odată o soacră foarte încântată, lacrimă de părere, dar și bună în fășidere. Și-a fost soacră din trei ori, cu avut și trei feciori și pe trei cămilor. Primii doi s-au însurat. Baba au comandat, nici tinere, nici bătrâni.
bătrâne, nici grase, nici uscăruțe. Le-au pătat în cor în pace și sucuse și robace. Bine că au fost terminate casele pentru feciorii mei, dar nu voi rândui de împărțeală până ce noi muri. Îmi voi usura feciorii și îi voi ține lângă mine, în casa bătrânească, să mă ajute la treabă. Așa voi putea supraveghea nurorile. Le voi ține în casă, vor face treabă și nu vor ieși până ce nu vor veni feciorii mei. Soacra mea, fie țărâna ușoară, așa au făcut cu mine. M-ai chemat, mămucu? Da, te-am chemat. M-am gândit că ți-a venit vremea să te însori. Am căutat prin 5 sate și ți-am găsit o fată fix pe placul meu. Ce-i drept? Nu-i prea tânără, dar e supusă și roboace. Bine, mămucu, voi vei face cum ai hotărât și noi ieșim din hotărârea lui tale. Să facem nunta. M-am gândit eu noi, că poți lucra și noaptea. Când vei termina de strunji bine, vei pisa mălea. Acum că te-ai mai odihnit, poți să te apuci să faci curățenia. Până mâine dimineață, toate să fie terminate. Eu mă voi culca un pic, că mi-a trecut țolan peste țolan cu munta voastră. Dar tu să știi că eu văd tot, că pe lângă ăștia doi ochi mai am unul la spate. Ce pururi ai deschis! Ai înțeles ce ți-am spus? De mâncare? De mâncare? O ceapă, un usturoi, o bucată de mămăligă rece. E de ajuns pe tronul vostru până ca tine. Și după cum v-ați așteptat, soacra a dat-o s-o culcare. Pe când soacra fără ea, noare s-a migă ea. Tăt cu grijă soacră sa. Dar acolo, când în zori de zi, s-o mântut o dobărâ. Vai, ce somn îmi este și cât obosită sunt, am strunjit penele, am pisat mălaiul, dar mi-am legătat curățenia și nu mai pot ține ochii deschiși. Dacă mă culc, mă vede soacra și mă zice că sunt leneșă. Ia să mă spăl cu puțin apă rece, poate mă trece somn. Scoală, leneșo! Ia arată-mi ce ai făcut cât am dormit eu. Ia nu, mamă, am făcut tot ce mi-ai spus. Doar curățenia n-am terminat, și mă doboră somn. A, lasă băicăreala, du-te la grajd și fă ce mai e pe acolo. Cheamă-l pe fiul cel mijlociu, că am o vorbă să-i spun. Am venit, mămucă, de ce m-ai chemat? M-am gândit că ți-a venit și ție vremea să te însori. Și ți-am găsit o fată fix pe placul meu. E mai bătrână decât tine cu câțiva ani, dar e foarte harnică. Bine că te-ai gândit dumneata la tine, la mine. Eu, cu atât timp, tot n-aș fi avut... Eu, cu atâta timp, tot n-aș fi avut timp să-mi găsesc o fată chiar pe placul dumneata. Voi face cum ai hotărât. Să facem nuntă! Iasă-mă cu două nurori harnice, care nu ies din vorba mea. Te tem de ochiul meu din ceafă, că nu le prea merge mintea, dar e mai bine așa. Acum nu mai rămâne decât să găsesc o fată și pentru feciorul meu cel mic. Bună ziua, mămâncă! Am venit și noi! Dar nu-i tu de una cum gândești, se întâmplă și cum merești. Cel mai mic s-o însura, nevastă el și-o cădea. Babi, nu i-o fost pe plac, își mulge părul din cap. Dar feciorului îi place. Ce bună, n-ai ce face. Baba, după obicei, când îi sare brei, nu rolele zărește, ea se culcă, e curește. Au, copilul meu, este oare ce văd eu? Unde te-a găsit asta? Asta ți este mă nevasta? Nici vorbă că m-a găsit. Eu o lună n-am dormit. Am căutat-o prin 7 sate și până la urmă am cules. Ea este nevasta mea. Ea este nevasta mea. M-am gândit să nu te osănești, mama. Tu ți-ai luat-o, tu să trăiești cu ea. Te-am crescut ca pe o floare și tu îmi faci una ca asta. Ea e hai. Dar apoi, eu ce să mai zic?
După îți găseam eu o fată ca și cum natele tale, cu minte și harnică. Ea e harnică, am văzut-o cu mie ochii mei, lucrând. Dar poate n-are zestre. Dacă ei nu vă faci ce-ți griji de zestre, că părinții mei mi-ar da mai mult decât aveți loc unde să le pun. A, eu ce să mai zic? Asta e alegerea mea și în curând o să ne mărităm. Să facem mărită. Să facem mărită. S-a măritat, dar... Uscă, dragă, acum după această nuntă frumoasă, e vremea de mers acasă. Îți lăsăm în grijă fata noastră și sperăm să fie fericită. Noi o mai trece pe aici. Dacă i-avea nevoie ceva, dă-ne de știre. Nu vă faceți griji, fica voastră va fi la mine ca o prințesă. De mâncare se gătește bine, iar de lucru, noi mai are lucru, că voi face eu toate alea. No, rămâi bine, fiță. Drum bun să aveți! Sper că știți ce aveți de făcut. Acum sunteți trei noroci și vreau ca până mâine dimineață toate să fie făcute. Eu acum mă voi odihni un pic, dar să știți că văd pururea totul. Da, nu te copii că mă mâncă ne vede? Da? Eu văd că doarme. Ce treabă e asta? Noi să muncim și asta doarme. Ei, fetelor, la mine la mâncat și la tătucea nu prea era așa. Când era de muncit, munceam tăți. Când era de dormit, dormeam tăți. Nici să nu mai spui cuvântul ăla, că dacă ne-am de mâncat, mai de noi. Iar în aceafă un ochi ne-a dormit în care vede tot ce facem. Și apoi, tu nu știi cine e mâncă. N-ai mâncat niciodată mai la ei. Ce? La ceafă? Vede toate. N-am mâncat din moara ei. Bine că mi-ai adus aminte, dar ce mâncăm noi, fetelor? Ia, să vă prăjute, dragă bunățică. Și apoi, dacă ești nemândă, ești o bucată de mămâlică sau ceapă. Mămâlică cu ceapă? Ne-am zis, neamul meu l-a mâncat așa bucată. Dar de mine. Dar slăbirea nu-i pot. Ole, nu sunt. Unde? Unde? Sunt etoatele, poate sunt ale mămâlicăi. Și n-ați mămica că cea noastră și a ei? Ba da. Atunci ce anunță și anunță, e și anunță. Ce e și anunță. Fetelor, s-a trecut de șagă. Eu mă duc să pregătesc ceva de mâncare, iar voi dimineați în grățină. Și acum vă chem și pe voi. Doamne, ce mă pățai și din gură. Vrei să ne spune că am drum să ne pune las, mâine? Las, că m-a durat capul. Voi vorbi eu cu dânsa. Apoi, fă, nu mă asemănă de la și pe noi în vedea. Fetelor, voi amătare. Da, ce e acolo? Te rog. Da, fi, mămucă. Da, fi, mămucă. O venit, te ducă și mămuca și i-a dat ceva de mâncare și un cofer de vin. Și m-au văzut cu scui dormi? Da, păi, cum să nu te vază? Și de ce nu m-ați culat? Mâncava ciuma să vă mănânce. Păi, fetele au zis că dumneata le vezi pe toate și am văzut că ești mireasă pe ei și că nu vrei să te scoli. Ei, lasă ticăloaselor, că vă arăt eu vouă de-acum înainte. De ciudă că i-am făcut atâta pagubă, soacra nu mai avea pic de somn. Făcuse cearpâne, părul i-a vis de tot, abia o mai ziceau picioarele, dar limba tot că neșarpă nu avea. Nu mai putem trăi în casa asta din o face toate echipurile să scăpăm din cărca de babă. Ei, cum? Faceți cum vă vă învăța eu și la bar să nu veți. Ce să facem? Păi, să dăm buza în casă la babă. Tu să tintești cu capul spre peretele de la răsărit. Iar tu spre peretele de la prins. Și ce îi face eu, veți vedea și voi. Îi voi străpunge limba cu apă și voi presa cu sare și cu piper. Până îi se va umfla. Dar vorbenii noștri? Atunci, să vă prefaceți pe vorbim, că o-i vorbi eu cu dânsul. Fete de așteptare în momentul potrivit și făcură cum au plămit. Limba umflată și cu ochiul. Spre seară,
Nurorile prinse la bocii, de credare să spart cerul în așteptarea lui Maximul. Obosit de la muncă, aceștia auzit de toate trei plecuri, năvălirea casă. Ce s-a întâmplat? Ce are mamuca? Nici noi nu știu! Are pupilele dilatate, se pare pețitare. Parcă ar vrea să spună ceva. Nu pricepești ce zice mămuca pe patru de moarte astăzi. Că lasă casa din deal feciorului cel mare, iar casa de pe vale feciorului cel mic. Iar noi, vezinii, să rămânem în casa bătrânească. Eu i-am lăsat pe toți pe lângă patul de moarte în soare. Plângeau băieți, plângeau cine, dar mai cu seamă plângeau urorile. Tare se minunau vecinii și o fericeau pe soacra care așa lor care se fi ținut atâta la ea. Cântăm și chiuim cu trei ramuri pădure și unui și unulați, țarele cu pădure, câmpuri cu florele și mândurile de alături. De după care îmi zâmbeau soarele, îți puteau în calul ăsta tinerețe. Asemenea, dragi mereau șezătorele, glăcile, ori și toate petrecerile din sat, la care l-am luat pe cea mai mare scursie. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Cumulești, la stâlpul cornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la plichiciul vetrii cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge cu păcel, la cuptiorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării, pline de hazuri și farmecul copilăresc. Parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Și acestea fiind zise... Noi ne-am propus să-ți fiți puțin copii cu noi. Sunt sigură că am reușit, după zâmbetele dumneavoastră, după ovotele de râs, după aplauzele dumneavoastră și după performanța copiilor și tinerilor noștri. Eu le mulțumesc tuturor, Eminescu e aici prezent, da? A jucat David Cristian. Ioan Miranda, Andrei Dărâns. Aici Armanda Bosi. Așa. Bărâns. Și toți bătrânii satului, vecinii lui Creangă, da? Și cupăzare! Mulțumim copiilor care au jucat așa frumos pupăza din tei. Mulțumim și teiului și cupăzării! Mulțumim nurorilor! Și mai ales soacrei care s-a lăsat bătrânii. Corului parohiei noastre care s-au adăugat programului nostru atât de frumos cu această frumoasă poezie scrisă de Mihai Eminescu, rugăciune dedicată Maicii Domnului. Și mulțumim, nu în ultimul rând, dar vipurile se lasă la urmă, doamna Doina, așa încât îți mulțumim că ai fost alături de noi. Sunteți la sentimentul meu că am rămas toți fără cuvinte. Un pic ne-am întors în copilăria noastră la cele povești minunate ale titanului poveștii românești, așa cum trebuie să spun, a poveștii europene, pentru că
că în 1837, la 1 martie, da, de Timărțișor, avea să se nască cu Bulești un om care va schimba modul de a predica o poveste. Un om care va dedica taina poveștii la rang de mare artă în literatura noastră. Și cred că ne-am bucurat foarte mult să vedem pe acești copii și acești tineri deopotrivă care au însuflețit această poveste minunată, cântele din minunatele povești ale marelui artist al neamului nostru românesc, putem să-i spunem, pentru că a fost un adevărat artist al cuvântului și al poveștii, marele Ion Creangă. Și apoi, desigur, anul acesta se împlinesc 170 de ani de la nașterea marelui poet, Luceacul poeziei românești, Mihai Eminescu. Botoșanul are mare cinste, pentru că în sânul acestui oraș minunat s-a născut și a crescut acest om preales al neamului românesc. Un luceafăr al poeziei, un luceafăr al literaturii care a ridicat cuvintele limbii noastre străbune la rang de mare și aleasă artă, putând, aducând pe rangurile cele mai înalte poezia românească și, dacă vreți, așezându-le la același nivel cu lucrările și experiențe sau cu alte lucrări minunate ale poeților mondiali. Dar este o mare bucurie pentru noi că acest mare Eminescu a rânduit Domnul, nu întâmplător, să fie și un prieten preales al marelui Creangă. Și cât de minunat, iată, Părintele Povești Românești, cu Luceacul Poeziei Românești, rânduit ca Domnul să se prietenească, să se sprijine reciproc și să aducă la lumina zilei, din acest sprijin frumos, mai maestric, să aducă la lumina zilei fie povești cu unul iar celălalt poezii prealese și frumoase pe care neamul românesc fie le povestește, fie le cântă, fie le recită. Pentru mine personal a fost o surpriză deosebită. Nu știu când ați avut timp să înrobiți domnicele ca miros. Mă fac că nu le știu, dar pe cuvânt că asta chiar n-am mirosit-o. Nu știu cum de s-a întâmplat, mi-a scăpat așa. Se pare că s-au specializat și s-a virusul, știți? Așa. Se specializează când ascunde. Dar cât e minunat e că atunci când ascundem, de fapt ascundem lucruri frumoase care se construiesc în taină, nu pentru a distruge, ci pentru a crea frumuseți și nestemate ale neamului nostru. Și cât de minunat e să vedem pe acești copii minunati și tineri de motivă, care au purtat și poartă cu cinste costumul național românesc. Și cred, iubiți părinți, sincer, copiii noștri sunt frumoși și minunați, indiferent cum ar fi îmbrăcați. Dar atunci când îmbracă straiele populare românești, se metamorfozează. Parcă ceva angelic coboară peste ei și scoate din ei întreaga frumusețe a neamului nostru românesc. De aceea, eu vă felicit pentru copiii pe care Dumnezeu i-a dăruit vouă tuturor. Vă felicit pentru ceea ce, pentru faptul că e lăsat să fie aici alături de noi la școala parohială. Felicit pe doamna preoteasă care se ocupă ca o mare. Și desigur, doamnele care sunt acolo alături, doamna Tereză, doamna Victoria, doamna Daniela, doamna Maria, a dispărut din peisajul meu, așa, Maria Lungă, de asemenea, care se ocupă de copii și de tineri la Tereză. Par lucruri mărunte, dar iată că din puțin se face mult. Picuri după picuri umple paharul. Și când acest pahar este plin cu darul și cu versul frumos din dezaurul nemuritor al neamului românesc, cât de minunată poate fi lucrarea care ia ființă din această faptă minunată. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Mă mulțumesc că mi-ați făcut o surpriză deosebită care, sincer, mă lasă până cu tine. Vă mulțumesc din suflet, doamna preoteasă, corul nostru, dragi tineri,
Dragi copilași, și vreau cuvântul, acum am și priamă și microfonul la mână, că vreau să profit de acest moment și să zic că, dincolo de faptul că rânduita Domnului să fie și ziua mea în această zi de preasfânt praznic al întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos, al aducerii la templu, vreau să vă aduc la atenție, dragi părinți, dragi copii și dragi tineri, că ziua de 2 februarie mai are o semnătate foarte aleasă, mai ales pentru tine și pentru copii, pentru că este ziua internațională a tineretului. Așa că, la mulți ani, dragi copii, care veți deveni tineri peste scurtă vreme, la mulți ani, dragi tineri, care sunteți atât de frumoși, și la mulți ani, dragi tineri de vârste diferite, unii mai căruți, alții mai vopsiți, alții nu mai avem ce să căruțe că ne-a cam părăsit, fiecare cu ce are Domnul. Dar important e că suntem frumoși, că suntem sănătoși, că suntem uniți și că iată avem lucefer mare pe bolta neamul nostru românesc care luminează de acolo, zic eu, vreau să zic de sus, din Împărăția lui Dumnezeu, prin aceste tezaure minunate ale literaturii române care vin peste noi, care ne însuflețesc, care ne întăresc și care, de ce nu, alină dorul nostru de casa străbună. Că nu ușor să fii departe și să sori puțin din poezia minunată lui Eminescu sau să-ți mângâi inima și cugetul aducându-ți aminte de minunatele povești care ascultai de pe buzele părinților sau bunicilor ale marelui Ion Grean. Vă mulțumesc tuturor, doamna Teodeasă, dragi tine, dragi copii, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și pe la urmă la noastră doamnă, Doina Bobon, care e un bobon pururea florit, așa care ne pierde și ne pierde cu dragoste pe care da. Mulțumim din suflet! Și dacă părintele astăzi a ocupat de multe, multe torturi, că avem un special pentru voi, copii și tineri, astăzi este și ziua voastră. Așadar, să ne pierde torturi și doamna Doina să ne pierde la mulți ani împreună cu părinții. Hai, 3, 2, 1 și... Bun!